Domnul Nistor, aș vrea să vă întreb cum ați aflat de Asociația Speranță pentru România? Am aflat printr-un coleg care munceam împreună, avea un băiat de 15 ani, avea cancer la picior, cred că a fost dus la Timișoara și până la urmă a dat despre Asociația Speranța pentru România. Și între timp s-a operat, l-a ajutat cu bani, cu tot ce a fost, ce a fost nevoie. Și el mi-a povestit și la un scurt timp am avut eu accident. Domnul Nistor are un picior amputat în momentul de față, piciorul stâng. Piciorul stâng. Am avut un accident. De la genunchi? Puțin mai jos decât... În spital am căutat asociația, am văzut că nu mi se plătește concediul medical, nu am niciun venit. Nevastă mea o perioadă a fost și ea la lucru, a muncit. Am avut fetița bolnavă de astm, avem toate actele acolo. Câți copii aveți? Doi copii, o fetiță și un băiat. Ioan, dacă ar fi să transmiți un mesaj de către cei care ascultă acest material video, ce ai putea să le spui sau ce ai dori să le spui din inima ta despre Speranță pentru România? Poate sunt persoane care ar dori să apeleze la ajutorul nostru, poate unii n-au încredere, poate unii nu ne cunosc, poate unii stau și se mai gândesc. Tu ce ai putea să le spui din experiența ta cu asociația noastră? Aș recomanda din suflet să apelați la Asociația Speranța pentru România, pentru că e o asociație cu oameni serioși, cel puțin eu asta am văzut. Am văzut multe cazuri în care au ajutat oamenii, chiar și cazul lui Claudiu de aici din sat. Claudiu Bănățanu. Da, după ce a venit din spital, care asociația a plătit cheltuielile cu operația cu ăsta, a cumpărat acum motoretă din aia electrică pe care merge, proteză. Deci eu am apelat cu încredere și sper ca toți oamenii care au nevoie să apeleze cu încrederea că va fi bine. Va fi bine. Ne vă mulțumim, dragii mei, pentru și fiecare donație. Pentru tot ce m-ați ajutat. Îmi mulțumesc Speranța pentru România că există și ajută oameni. Zilnic mă uit pe site și văd oameni că de multe ori când văd pe alții, îi mulțumesc la Dumnezeu că eu mi-s așa. Da, și pentru că din păcate alții trebuie sunt alții care mai grele, da. Situații mai grele. Mulțumim Speranței, mulțumim lui Dumnezeu, mulțumim oamenilor care au inimă și vor să ajute. Sperăm să fie bine, sperăm și campania ta să se finalizeze cât mai repede. Doamne ajută!